Bună, Carmen! Bună, Andreea! Bună, Andreea! Bună, Ana! Îmi pare bine să vă văd! Avem astăzi o nouă sesiune. Carmen, spune-ne de ce ai solicitat această sesiune. Am solicitat această sesiune pentru că doresc să investighez, să investigăm din punct de vedere ezoteric următoarele situații. De când mă știu, am migrene pe care le-a avut și mama mea și îmi spuneau că se transmit pe linie maternă. În ultima perioadă am văzut că am ceva probleme de concentrare, memorie și mai ales de voință. Mă simt foarte atrasă de Norvegia și tot timpul simt un dor de tot ce a fost acolo, de țara respectivă. Și în momentul când plec din țară, doresc ceva se întâmplă și cumva ajung înapoi în România. Și există un balans, așa, când ajung în România, doresc să plec înapoi. Sunt tot timpul cu bagajele făcute, gata de plecare. Și aș dori să știu de unde vine această atracție și de unde vine balansul acesta între cele două țări. Foarte greu am reușit să divorțez de fostul meu soț și doresc să văd dacă mai există legături energetice care pot fi transformate în această relație. Un alt punct ar fi, doresc să verific relația cu fetele mele, să transmit informația, să le transmit informația din sesiunea mea și să aflu cum le pot ajuta. Simt o conexiune frumoasă dintotdeauna cu amândouă și puternică cu amândouă. Un alt punct ar fi că simt un blocaj financiar și doresc să știu ce pot face pentru eliminarea lui. Asta în ultimul timp. Hei, partea frumoasă, mă simt atrasă de hipnoză, psihometrie și bioenergie. De ceva timp, la fel, citesc și studiez despre aceste subiecte și, de asemenea, sunt atrasă de aromoterapie. Și brusc a apărut dorința mea de a face lumânări cu uleiuri esențiale. Aș vrea să știu dacă sunt potrivite pentru mine aceste lucruri și tare m-aș bucura să aflu răspunsul. Doresc să transmit informația din sesiunea mea părinților mei, care sunt decedați, și bunicilor și tuturor celor care doresc să primească informația cu mare drag, și să verific relația cu partenerul meu actual. Cam astea ar fi punctele mele. Știu că sunt multe, știu că ședința o să ne ducă, are sensul și direcția ei, dar în măsura în care avem timp și se poate. Ok. Poți dezactiva microfonul? Da. Bine, Andreea, să număr descrescător de la 5 la 1, în timp ce tu te relaxezi treptat. Cinci. Patru. Trei. Doi. Să număr de la 1 la 3 și în timp ce număr tu te conectezi telepatic cu Carmen, care este aici cu noi pe Skype. 1, 2, 3.
O văd într-un vortex, ca un ca niște scări în spirală și din treaptă în treaptă câte o ușă și este blocată la una din trepte, la una din uși, în sensul că nu poate să o deschidă și transmite, adică o văd, eu o văd de pe o altă parte, din lateral, puțin mai sus și mi-arată că nu poate să deschidă ușa aia ca să... Dar ea nu e în... Interesant că ea nu e în urcare, e în coborâre. Ea nu poate să deschidă ușa ca să coboare pentru următoarea treaptă. Pe următoarea treaptă. Deci ea nu vrea să vină aici sus, să zic. Ea e în coborâre și e iritată mai mult că nu poate să deschidă acea ușă pentru moment. Ai zis ea nu vrea să vină aici sus? Tu vezi? De sus? Intenția ei nu este să urce, cel puțin nu acum, nu în momentul ăsta, ci să se ducă dincolo de ușa aia și dincolo de ușa aia e okay. O treaptă în jos. Bun. Identific-o. Ea este. Te percepe? Da, m-a perceput de la început. Eu acum am venit lângă ea. Și eu dincolo de ușa respectivă simt forța sau cum o pun rezistență două prezențe, două entități. Okay. Nu le văd, dar simt că sunt două și că se opun pur și simplu. Ca să deschidă acea ușă. Da. Întreabă pe Carmen dacă știe de ce suntem aici. Să facă puțină lumină în își vede viața și viețile ca la o intersecție de mai multe drumuri și că unele s-au încurcat, unele fire, unele, da, cum le zice, planuri, linii temporale s-au încurcat și să ducem puțin în lumină, să descurcăm puțin împreună cu ea, să ajutăm să descurce acele... Ok. Ea știe ce este dincolo de acea ușă? Ea mi-a dat senzația mai devreme că vrea să coboare după cineva. Că, mă rog, să coboare, să meargă, să ajungă la cineva, la un suflet acolo. Deci pe ea o interesează să ajungă la cineva anume. La cineva. Avem acordul să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune? Da. Cum se simte? Pregătită. Ok. Mă las să vorbesc cu ea în acest punct. Da. Conectează-te. Carmen. Bună. Bună. Ce faci acolo? În acel punct? Forez în subconștientul meu. Forez, perfect. Bun. Spune-mi ce-ți amintești. Unde vrei să mergi? După mine însemi. Undeva mai jos pe scara evoluției. Bun. După un alt aspect al meu. Care a rămas, cred eu, prins. Cred că este semiconștient de starea în care se află și spațiul în care se află. Okay. Tu percepi ce este dincolo de acea ușă?
Este o altă existență a mea. Ce-ți amintești? O altă realitate. Nu mi-amintesc nimic concret. Doar știu că un alt eu din trecut mă cheamă. S-a conectat deja cu mine și că eu trebuie să înțeleg de ce. De ce acel aspect și de ce cu mine de aici, din acest prezent al nostru. Vrei să intrăm împreună pe acea ușă? Da, sigur. Bine. Spune-mi cum o deschizi. Cu imaginația. Doar că ne oprim, ne opresc de acești doi, sunt ca niște, cum să-i numim, străjieri. Bun. Spune-mi dacă reușești să deschizi ușa. Da, s-a deschis, dar nu, e doar ca un, în fața mea, cum văd eu, e ca un pod din acela de piatră vechi. Mm-hmm. Adică ca la intrarea într-o cetate. Ok. Și ei sunt aici, adică ei păzesc locul acesta. Mm-hmm. Tu cum îi vezi? În armură și din aceea de le acoperă și fața. Toți îmbrăcați cu totul într-o armură de fier. Și cu sulițe din acelea mari înalte, lungi. În ce perioadă suntem? Nu știu, că unul a zis aici timpul stă în loc. Aici timpul nu curge. Mm-hmm. Aici nu vei găsi timp. Care este motivul pentru care acești străjeri te opresc înaintea? Simt că unul este al meu, al aspectului meu, unul este al aspectului al meu din altă realitate, din altă viață. Și că sunt puși de noi, de mine și de acel aspect, de tot de mine. Să nu treacă cineva fără acordul meu sau al celuilalt aspect. De fapt, conexiunea dintre noi să nu se facă fără acordul acestor, fără a fi verificați de acești doi. Bun. Tu ai solicitat această sesiune, dorind să faci acest proces. Spune-mi da, dacă tu... cel din dreapta, cum ne uităm noi, cum la intrare în acest spațiu, și știi cum țin ei sulița așa îndreptată, să oprească și a îndreptat-o, a retras-o cumva. Ok. Acum, spune-mi dacă celălalt aspect al tău își dă acordul pentru a lucra împreună în această sesiune. Mi se pare că da. S-a eliberat calea. Bun. Hai să înaintăm și spune-mi unde ajungi. Cred că suntem undeva în epoca medievală. După cum sunt îmbrăcați, suntem într-o cetate. Ajungem într-o încăpere, într-un spațiu. Podeaua e de lemn și pereții sunt așa masivi.
E o masă lungă și încerc să văd chipul acelui bărbat. Să stau aici în capătul celălalt al mesei. Îmi spune, chipul meu nu este important. Fățișoarea nu este importantă. E important e ca tu să te conectezi emoțional cu mine. Să-ți dai voie să simți ce ai simțit tu, adică ce-a simțit el, el fiind tot eu. Și că trebuie să-mi dau, să fiu de acord să simt din nou asta. Că nu se poate face nimic fără acordul meu. Adică această conectare din punct de vedere emoțional nu se poate face fără acordul meu, fără să eu să spun da, sunt de acord. Cum faci această conectare? Sincer să fiu, nu știu dacă vreau să fac această conectare, dacă vreau să simt ce am simțit altă dată, în altă viață. Ce anume te împiedică? Ce te oprește? Teama de necunoscut. Teama de intensitatea celor trăiri. De nu știu ce am trăit și dacă nu știu, nu pot să anticipez acele emoții, să-mi dau seama cam la ce intensitate a fost. Mm-hmm. Unde este această teamă? Am crezut că în minte, în creier, dar de fapt încleștează inima mea. Mă simt ca o menghină în zona inimii. Și el sau eu îmi spun, că acel aspect al meu îmi spune, depinde de tine să eliberezi, să detensionezi menghina din jurul inimii tale. Tu poți să trăiești într-adevăr și alte vieți la fel ca până acum. Într-o iluzie că totul este bine, că totul e echilibrat. Sau că, în orice caz, nu e nimic de care să te temi. Dar asta este doar la nivel mental. În inimă ție ți-e frică. Mm-hmm. Carmen, tu mi-ai scris de curând, chiar aseară. Mi-ai dat acel citat pe care l-a spus și Calo, și anume, dacă ți este frică, cazi. Dacă nu, zbori. Și tu mi-ai spus că dorești să zbori. Da, dar vezi tu că așa mental pot să-mi imaginez că zbor sau pot să-mi pun intenția asta, dar parcă e ceva, parcă inima mea e cea care că mă trage în jos, dar de fapt mai mult ce e în jurul inimii mele atârnă greu și mă trage în jos. Hai să facem un exercițiu. Hai să luăm această energie a fricii. De fapt, tu iei această energie a fricii, o scoți din corpul tău energetic și o așezi în fața ta și îi dai o formă. S-a împărțit, nu știu cum să zic, în diferite, ca niște nori așa, deasupra mea sau jurul meu, deasupra capului meu. Dar norii ăștia pot lua forme diferite. Forme ce vin din subconștientul meu, din diferite experiențe, cred eu.
Îți dau exemple, sunt pot lua forme geometrice exacte, cuburi. Alții arată ca niște demoni, mă rog, doar conturul văd. Deci pot lua forme diferite. Bun. Și mărim și văd totul în nuanțe de gri. Adică toate formele acestea, să zic, entități. Entități născute din acele formate sau aceste entități sunt formate din frica mea, nu știu să spun exact. Bun. Câte entități vezi? Sunt multe, dar văd, percep trei principale. E un demon, primul rând, un... Ți revine aceeași imagine de cub. Și în spate... ca un nor care își schimbă forma când ia contur omenesc, când arată ca un animal și tot schimbă forma, nu rămâne la un anume. Și eu, din timpul acela, din epoca medievală, îmi spune nu-ți bate capul prea mult cu astea, sunt doar chimere. Nu sunt... Poți să te duci într-una din ele, poți să te duci în cup, poți să te duci în demon. O să vezi că nu găsești acolo niciun fel de ADN, niciun fel de materie. Sunt chimerele minții tale. Nu de acolo, nu în aceste așa zise entități îți vei găsi răspunsul. Bun. Carmen, adună toate aceste metafore, simboluri ale fricii. Creează o cutie sau un cufăr și pune totul acolo. Închide acel cufăr. Da, s-a absorbit totul în acea cutie. Bun. Și hai să mergem mai departe. Spune cum te simți acum. Acum începe să doară, dar nu mă deranjează această durere. Adică mi se pare mai reală durerea decât nu știu. Mă simt mai umană, mai reală decât înainte. Bun. Care este originea acestei dureri? E conectarea cu mine din viața aceea și cu suferința unor persoane dragi mie din viața aceea. Adică mă conectez la ce am simțit eu atunci și ce a rămas cu mine ca simțire încă de atunci. În primul rând, eu am mai mulți copii în viața aia, dar sunt bărbat și am copii cu trei femei. Și fiecare sunt într-o țară diferită, adică fiecare legătură și fiecare femeie este de o origine diferită. Ce să-ți mai zic? Hai să vedem unde a început această durere. În primul rând, primul meu copil, un băiat,
Moare la aproape 12 ani de, nu știu, ca un pojar sau ceva, nu știu, ceva. Uh-huh. Îl văd cu febră și văd, cum să zic, multe bube pe corp. Uh-huh. Și am promis acelui suflet, acelui copil, în ultimele lui zile, voi găsi o cale ca el să moară fără durere și că nu va simți durere dincolo de moarte. Că va ajunge într-un loc liniștit, fără durere. Ce se întâmplă mai departe? M-am rugat unui sfânt. Pentru el, pentru copilul ăsta. I-am spus acestui sfânt să-i aline lui durerea și să mi-o întoarcă mie nu ca boală, dar că pot să accept și să țin durerea aia sufletească. Doar să mă țină în viață, să mă lase să îmi continui viața în fizică. Și am început să fiu tot mai dur, mai rece, să mă îngheț. Comportamentul meu s-a schimbat după moartea primului copil. Al doilea a venit ca o... ca o cerere a mea să mi se aline acea durere, durerea că mi-am pierdut copilul și că mă simțeam și vinovat față de acel copil. Credeam că din deciziile pe care eu le luam pe plan, să spunem, politic, mi-am atras asupra familiei și asupra copilului în primul rând, tot felul de energii, de gânduri, de blesteme. Și când nu am mai putut să duc, când credeam că o să se întâmple ceva și că o să mor, am cerut îndurare, am spus să mi se trimită să mi se dea o a doua șansă, adică un al doilea copil. Tot băiat a fost. Trebuia să fie și din punct de vedere al tronului să urmeze cineva, să am cui să las totul. Dar am cerut și pentru mine, pentru a-mi alina durerea asta. Și copilul ăsta a trăit mai mult, până la 17 ani. De fapt, el nici nu a murit, dar nu a fost apropiat de mine, iar mama lui a fost cea care m-a făcut să sufăr. Și mi-a accentuat vinovăția, adică mi-a adus încă o încărcătură de vinovăție, ca să zicem așa, față de ea, pentru că ea s-a sinucis la un moment dat. De ce s-a sinucis? Nu știu, avea... auzea tot felul de voci care îi spuneau că eu sunt într-un chip al răului și că eu
Dacă nu se omoară ea, o să o omor eu. Și pe ea și pe fiul nostru. Și îi repetau, pentru că îmi aduc aminte că asta îmi spunea. Îmi spunea, ei mi-au spus că tu ți-ai omorât de fapt copilul, primul copil, și că tu o să ne omori și pe noi. Că ăsta este blestemul tău ca tot ce iubești să omori. Asta este blestemul ce te urmărește încă de dinainte să te naști și ție nu ți l-au... Nu ți l-a spus nimeni, tu nu știi asta, dar eu știu. Și ea a crezut că prin sinuciderea se va feri de mine sau nu va intra în blestemul meu pentru alte vieți. Că se va despărți definitiv de mine. Că se salvează, de fapt. Și că își salvează și fiul, adică fiul nostru, copilul nostru. Iar a treia legătură văd cum amândoi mor. Adică moare și ea moare și copilul la naștere. În ce țară ești tu? Sunt trei țări. Nu e doar una. Spune-mi despre ce vorba. M-am născut în Anglia. Primul copil și prima relație este acolo. A doua. Scoția și a treia Norvegia. Și apoi mă întorc în Anglia. După ce moare copilul și a treia soție. Bun. Spune-mi ce este cu acest blestem. Eu nu cred în acest blestem sau nu am putut să ajung niciodată la el să știu despre ce este vorba. Eu nu știu care este adevărul despre acest blestem. Hai să ne uităm mai în adânc și să vedem de unde a pornit această situație. Mă văd pe mine, bebeluș, în brațele mamei, în Anglia. Și a pune în fășoară o panglică roșie în jurul închieturii mele. Și face trei noduri și spune ce nod eu să deznos tu, doar tu. Adică eu. Nu știu ce reprezintă aceste noduri. Mama din... Cum te numești în această viață? Cum se numește acest aspect al tău? Andrew. Mama din această viață, din Anglia, este prezentă în viața ta ca și Carmen?
Da, este fiica mea cea mare. Hai să vedem cum s-a desfășurat viața ta după moartea celui de-al treilea copil. Am obligat mai mult copilul pe care l-am avut în băiatul din Scoția să mă urmeze, să locuiască cu mine și să se ocupe de tot în Anglia. Deja aveam 61 de ani, deci și trei nereușite, trei eșecuri. Eu îmi pregăteam pur și simplu să mor, pregăteam testament. Nu mi-a mai dat voie să simt nici durere, nici nimic. Că și cum am încleștat totul, am înghețat totul în mine. Am funcționat doar pe rațional, pe mental. Ok, cum mori în această viață? Atac de cord. Ce se întâmplă după ce mori? Pe unde ești din corp? Prin piept. Unde mergi? Nu reușesc să urc. Rămân prins într-un spațiu. Pentru multă perioadă. Ce perioadă? În an terestri? Nu sunt chiar ani, sunt aproape 3 luni. Și apoi? Apoi o văd pe mama mea, care vine și mă trage din acel spațiu și îmi spune, e vremea să ieși. Ai suferit destul. Poți să ieși. Nu trebuie să te mai pedepsești. Nu ajut pe nimeni rămânând aici. Nu aici se rezolvă. Nu aici te vindeci. Și ea este cea care îmi dă o mână de ajutor, ea cea care mă scoate cumva de acolo. Ea dezgheață, curăță puțin în jurul meu, cât să ies de acolo. Bun, unde mergi apoi? E ca o întrunire cu mai multe entități de lumină. Sau, nu știu, sunt forme luminoase. Nu știu cum să le numesc. Poftim? Ce se întâmplă la această întrunire? Îmi amintesc prin fiecare, nu știu, fiecare entitate din aceasta îmi amintește câte ceva despre mine însumi. Nu sunt prezentate ca fapte bune sau fapte rele sau ca greșeli sau reușite. Orice este prezentat pur și simplu. E o amintire. Amintirea experiențelor
viața aceea, dar și din altele. Se refac niște conexiuni între amintiri, între fapte, între experiențe. Și stau aici împreună cu ei până în momentul în care eu singur, deci că sunt pregătit să mă reîntorc, să mă reîncarnez. Împreună cu ei, cât sunt în afară de tine? Care se ocupă sau care stau mai mult cu mine, sau permanent, care au stat de la început și până când am plecat, să zic, până am recarnat, sunt 6. În rest mai vin și alții. Cum îți alegi viața următoare? Pe bază de priorități, cu cine este cel mai important să mă întâlnesc prima dată. Și cel mai important este primul copil, cel care a murit de pojar sau ce avea el. De fapt, mă voi întâlni cu toți copiii și toate soțiile în acea următoare viață, doar că în perioade diferite. Pe el, pe acel copil, îl aleg ca tată. Îmi va juca, acceptă să joace rolul de tată, să-mi fie tată. Bun. Spune, ce observi ca și pattern în următoarele tale vieți, până în punctul ca și Carmen? Experimentarea durerii în diferite forme și la diferite nivele de ca intensitate. Când spun diferite forme, mă refer la ori durere fizică, ori sufletească. Deși, într-un punct, sunt una și aceeași, se confundă. Mental se confundă. Și, ca intensitate, uneori îmi dau voie să simt, să trec prin acele emoții, altădată le reprim sau fug. Și atunci fac tot felul de compromisuri. Închei niște relații pentru a nu simți durere, pentru a nu asuma, fug de și de vinovăție. Îmi închid mental în sensul că aleg niște boli în acestea, ori care implică pierdere de memorie sau degenerarea percepției. Tocmai pentru a găsi o cale prin care să deviez, să nu trec prin a-mi asuma și prin a simți acea durere, vinovăție. Deci fug de mine, însă-mi de alții. Nu am curaj, nu mi-asum. Ce observi în viața ca și Carmen? Ce efect are asta în viața ca și Carmen? Acopăr cu de fapt nu acopăr, mă agăț de orice lucru frumos, de orice relație, de parcă iau energie, dar nu intenționat, inconștient. Iau energie bună, lumină, de la alții, pentru a acoperi ce este întunecat în mine.
Eu, de fapt, acopăr în des ce durerea, nu o alchimizez, nu o transform prin relație și prin energia bună ce vine în relațiile astea. E că atunci când ți-e frig și îți pui mai multe haine pe tine, dar picioarele tale sunt goale. Deci poți să, dacă nu-ți protejezi picioarele, dau un exemplu, tot vei simți frigul. Bun. Spune-mi dacă și alți membri, alte suflete cu care te-ai întâlnit în viața ca Andrew, sunt prezente în viața ta ca și Carmen. Am văzut că mama ți este fică. Primul soț mi-a fost aici în viața ca Andrew tată. Da, sunt mama mea din viața actuală, a fost una din soțiile de atunci. Doua soție de atunci. Cea care mi-a și spus, știi, de blestem. Cea care s-a sinucis. Care visa, da, care visa și după aceea s-a sinucis. Majoritatea sunt în viața asta. Uh-huh. Fica cea mică? Fica cea mică din această viață? Miruna? A fost bunica mea atunci, mama mamei. Spune-mi cel de-al doilea soț din viața ca și Carmen, cel de care ai divorțat cu greu în Norvegia. A fost băiatul acela pe care l-am luat cu mine, care a trăit. Cel din Scoția, pe care l-am luat cu mine și a rămas cumva cu tot după moartea mea. Bun. Tu în aceste experiențe ai încercat să acoperi aceste energii de vină? De durere. Da, e energie, emoția vinovăției. Aceasta, de fapt, de la aceasta s-a pornit totul. Și nu știu exact pentru ce m-am simțit vinovat. Bine. Să ne uităm cu atenție unde a început, unde și are originea această vină. Spunem dacă și are originea viața ca Andrew, sau cu totul alt punct. Nu, e ceva mai vechi. Hai să mergem acolo. Trebuie să spun că mă văd ca o inimă în mijlocul unui copac. Eu fiind inima unui copac, și văd cum eu ca inimă, ca organ, mă sparg cumva, explodez. Și toată energia mea se răspândește în tulpina și în crengile acestui copac. Și fiecare creangă, crenguță, reprezintă un suflet. Și esența mea, sau energia mea,
se derăspundește, se amestecă cu esența acelui suflet. Ce reprezintă acest copac? Sunt eu sau e copacul, pomul vieții, copacul meu? Mm-hmm. Eu sunt acest copac și felul în care eu mi-am purtat propria esență în experiențele mele a influențat experiențele altora. Felul în care eu m-am simțit pe mine însă și apoi prin mental în relațiile mele, eu i-am controlat mental pe ceilalți, ceilalți fiind copii, fiind suflete care au avut și alte roluri în viețile mele. Despre câte crenguțe e vorba? Câte suflete au legătură cu tine? Nu vine un număr fix, dar este puțin peste 200. Sunt puțin peste 200 de suflete. Toate aceste suflete, tu le-ai controlat mental prin acțiunile tale, prin... Le-am... Detaliază. Controlul s-a... Nu știu să spun. Controlul s-a... S-a făcut sau influența s-a făcut prin minte. Mhm. De exemplu, energia aceea din, din inimă i-a intoxicat, dar nu avea cum să intoxice, să zic, natural, pentru că, din punct de vedere natural, nu există ceva rău, ci doar mental, doar pe cale mentală i-am influențat, i-am intoxicat. Asta încerc să, să explic. Uh-huh. Aceasta este originea senzației, sentimentului de vinovăție? Da. Că din propriul meu dezechilibru și din uh-huh. propria mea durere, prin experiențele mele ca om și prin relațiile mele am i-am influențat pe alții. Pe cale mentală. Unde a început acest dezechilibru? Început. E asumarea, e vorba despre un contract dincolo de existența ca om, dintr-o altă existență, dintr-un alt spațiu în care spun că îmi asum responsabilitatea pentru un anume număr de suflete. Sunt aproape 300 de suflete în acel punct. Și cumva încep să se desfășoare aceste planuri, aceste realități. Și există un punct peste care nu pot să trec, de care mă blochez. Ca o ușă de care nu pot să trec. Ca o, un obstacol. Doar că prin faptul că eu nu înaintez aici,
de această ușă, se frâng niște vieți și în plan fizic. Că mor niște oameni și de acolo se naște tot dezechilibru, tot blocajul ăsta. De acolo începe vinovăția. Hai să vedem ce reprezintă acel punct de care nu poți să treci, acea ușă, acel obstacol. Văd rânduri de soldați. Și primul pluton sau primul grup care intră în luptă e decimat. Iar eu am fost cel care a dat semnalul să se pornească. Eu puteam să evit. Acea bătălie putea fi evitată dacă eu nu-mi dădeam acordul să aibă loc. Când a fost această bătălie? În ce perioadă? Și unde? În 1756. Văd uniforme alb și roșu. Nu știu, Anglia, ceva. Bun. Aceasta este originea sentimentului tău de vină. Da, eu în acel pluton este și copil al meu. E același suflet care mi-a fost mamă în viața ca Andrew. Și cea care mi-a înfășurat acele trei noduri. Mi-a înnodat acea, de trei ori acea panglică roșie. Mm-hmm. Știi despre ce este vorba acum? E ca un semn, ca un pattern, că în fiecare viață voi avea trei încercări, trei relații importante prin care eu să pe fiecare în parte trebuie să le deznod. Trei lecții importante, trei suflete importante, trei relații importante. Ceva mereu cu trei. Mm-hmm. Viața ca și Carmen a avut deja două. Da, nu e vorba doar de relații din acestea de căsătorie sau de... Dar oricum, da, trei praguri, trei relații, trei lecții. Bun. Spune-mi care este lecția generală din toate aceste experiențe, tot acest pattern pe care l-ai repetat. Nu ți-asumi responsabilitatea pentru niciun suflet altul decât pentru tine însuți. Nu pentru copilul tău, nu pentru soțul tău, nu pentru tatăl tău, nu pentru mama ta. Pentru nimeni decât pentru tine însuți. Noțiunea de contract este construct uman.
altfel, la nivel, să spunem, energetic, spiritual, cum vrei, cum am putea noi să găsim. Nu există contract, nu se fac contracte, nu se fac noduri, nu se leagă, nu se... există obstacole, nu există puncte de care să nu poți să treci. Și doar prin minte, prin creier, e ceva specific omului, inventat cumva de om. Și apoi răspândit și în alte realități, adoptat și de alte entități, noțiunea de contract. Și a inventat omul asta pentru a ține o evidență, pentru a se asigura, pentru a găsi o siguranță că se va respecta acea dorință, acea intenție. Și că ne apropiem de o eră, să zic așa, de o... în care nu o vom mai face, nu va mai fi nevoie, nu este nevoie acolo, în acel, să zicem, timp și spațiu de contracte, de legăminte. Și că noi toți, oamenii, de fapt, asta facem în acești ani, în urmă și înainte față de 2018, încheiem, dezlegăm, încheiem, închidem niște contracte, niște legături, niște... pentru că nu se pot dizolva așa pur și simplu fără conștientizarea noastră. Noi le-am creat, noi trebuie să le transformăm. Prin ce înțelegem noi ca încheiere, ca dezlegare. Spunem, dacă în plan fizic vezi o fundă roșie cu 3 noduri, sau este doar în... Da, e cum să spun, fiecare existență, începând, nu mai știu exact de unde, poate am atins acea viață, în ce am spus, văd acea fundă cu 3 noduri, da. Adică o văd și la mine, ca și Carmen, dacă asta m-a întrebat. E o metaforă pentru un simbol, pentru un fel de... nu un blestem, știi, că ea nu m-a blestemat, cel scurt nu m-a blestemat, și mi-a dat ca un... cumva de la ea s-a transmis la mine această... acest pattern, acest semn pentru sine, ca o amintire, ca o... și cum ne punem noi un memo, trebuie să treci de trei, prin trei relații, prin trei lecții, ca viața ta să fie... nu știu de câte ori. Probabil unele lecții s-au repetat de la viața la alta, pentru că nu au fost integrate și relațiile nu au fost încheiate. Adică nu este vorba de aceleași trei lecții sau aceleași trei suflete, aceleași trei relații. Dar numărul ăsta e... Okay. Spune-mi dacă în acest moment mai ai nevoie să repeți acest pattern. Nu. Nu cred că este un pattern natural, nu e ceva natural.
Deci nu am nevoie să mai am și alte experiențe, alte vieți în care să tot repet așa, să trec prin acest triunghi. Spune-mi cum faci aceste transformări. Cele trei noduri, acum că am spus triunghi și văd cele trei puncte, îmi dau seama că e vorba de ce noi cunoaștem ca triunghi al abuzator, victimă, salvator. Practic ieșim din el, ies din pattern, ieșim din roluri. Am trecut prin fiecare rol și în fiecare viață am fost atât abuzator, cât și salvator, cât și victimă. Uneori toate rolurile față de un singur suflet al tău sau așa în general și față de alte suflete, jucând roluri diferite. Vrei să chem toate acele suflete în fața ta acum? Mm-hmm. Cheamă-le. E un pattern susținut de noi toți. De fapt, e ceva în subconștientul colectiv, nu doar al acestor suflete și al meu. E ceva în umanitate, în om. Să treacă prin acest triunghi de nenumărate ori. Și dacă e să ne ducem mai departe, a ieși în matrix înseamnă să ieși din, de fapt, din triunghiul ăsta. Nu pot să spun că primul pas pentru mine e să conștientizez că sunt în el de ceva vieți, de ceva experiențe. Să accept că mi-a folosit sau am considerat sau am ales eu să trec prin aceste roluri, prin acest triunghi, aceste puncte. Că nu este ca o închisoare, știi, acest pattern, dar este că, de fapt, știi, ușile nu sunt blocate. Poți să intri într-un rol, poți să-ți asumi să-l joci, să zicem cu condiția să nu te identifici total cu acel rol. Și să-ți dai seama că este un rol pe care tu îl joci sau pe care îl accepți ca celălalt să joace pentru tine, să fie salvatorul tău sau să fie abuzatorul tău. Adică să, important e să conștientizezi în ce piesă joci, în ce rol ești. Nu trebuie să devenim, să zic așa, autiști la ce se întâmplă în jurul nostru. În sensul, să zicem, eu sunt și atât. Eu nu am nevoie să fiu un triunghi ăla. Într-adevăr, nu este o nevoie, dar poți să alegi să fii în acel triunghi. Atât de timp cât încă mai ești în corp uman, cât încă mai ești soție, fiică, mamă, poți să alegi să joci rolul de salvator sau nu. Și dacă nu joci rolul, poți să găsești alte căi să îți ajuți copilul sau să ai o relație cu un bărbat dincolo de dependență, de atașament, dincolo de a-l lăsa pe el să te manipuleze. Deci nu trebuie să privim
cum înțeleg eu, că nu trebuie să privim acest triunghi ca un spațiu în sine, ca o închisoare, ca un egregor, ca o dimensiune sau ceva, știi, ca un program. E un construct uman, mental, într-adevăr. Dar nu e un program care ne controlează el pe noi. Noi avem puterea să-l controlăm pe el, pentru că noi l-am creat. Despre asta este vorba. Ca și mâncarea. Să-ți mai dau un exemplu. Nu mâncarea ar trebui să ne controleze pe noi, ci noi controlăm mâncarea. Cred că face sens. A fi conștient de ce ai, de ce mănânci, că tu alegi să mănânci acel ceva. Cum mănânci o prăjitură fără să te simți vinovat de, nu știu, ce calorii sau ce euri sau... Dacă tu te simți bine în momentul acela și faci cu bucurie și mănânci acea prăjitură cu bucurie, nu are ce să te afecteze atât de mult sau de grav. La fel și acest triunghi. Dacă ai ales și ți-asumi să joci rolul de victimă, îl joci pentru bucata aceea, cât celălalt să înțeleagă ceva. Și tu să înțelegi, să experimentezi, să închei acea linie între voi doi, acea... să vă jucați rolul și atât. În sensul, exact ca un actor, după ce s-a dat jos după scenă, se duce acasă, nu mai este acel, nu mai e în acel rol, este el. Nu știu cât sens au astea, dar așa îmi vin mie pe măsură ce... Deci acele noduri nu erau ca niște blesteme sau era vorba de aceste roluri de le tot repet eu și noi, oamenii, victima, abuzator, salvator. Ce ai transformat acum? În primul rând, ies în afara rolului de victimă, ca un observator. Nu sunt victima cuiva, sunt personalitatea mea este doar un total al felului în care eu am înțeles, am integrat sau nu anumite întâmplări, anumite roluri jucate de mine sau jucate cu mine, pentru mine, de alții. Rolul de abuzator l-am jucat conștient și deopotrivă și inconștient, adică voit și fără voie, fără conștiință, fără a fi conștient de ce fac. Am fost și aș putea să repet, să fiu abuzatorul propriei ființe prin autopedepsire, critică, autocritică, autojudecată. Și deși nu pot pune punctul pe ei în ce momente m-am judecat, simt puternic că m-am judecat, m-am criticat, m-am pedepsit. De fapt, eu mi-am atras aceste relații și în viața asta și în altele, aceste întâmplări. Senzația aceea pe care am avut-o și cred că mulți o avem, cum că ai noștri copii ar fi pedepsiți pentru greșelile noastre,
se naște din această conjunctură în care ne pedepsim noi, ne atragem noi aceste întâmplări ca o pedeapsă. Nu că ar fi un Dumnezeu sau că ar fi niște entități care ne atacă. Nu în special, nu că nu zic că nu există, poate fi și asta. Atacuri energetice din partea altor entități, dar cel mai mult noi înșine, cu siguranță eu am făcut asta, m-am pedepsit, mie m-am tras astfel de evenimente de neplăceri, de durere. Eu mi-am creat contexte în care să simt durerea ca să mă pedepsesc și să nu mai mă simt vinovată, să răscumpăr cumva felul în care au murit acei oameni atunci și apoi neputința mea de a repara. Au fost încercări ale mele de a repara acel eveniment. Cât s-a murit atunci? 166. Acel Pluton. Și apoi s-au acestui grup de suflete s-au alăturat și alții, pentru că fiecare suflet e foarte conectat sau aduce pe cineva în poveste în care îl tragi tu, mai aduce pe cineva. Atunci s-a mărit cumva copacul ăsta sau grupul ăsta. Spune-mi dacă cu noua înțelegere, cu noua conștientizare, tu mai ai acest sentiment de vină? Nu. Și înțeleg că de fapt eu nu am forțat pe nimeni. Adică acele suflete au acceptat să aibă anumite experiențe cu mine, din diferite motive. Nu am cum să forțez eu pe cineva. Nici eu nu am fost forțată de cineva. Trebuie să-mi integrez această, să zic, lecție sau înțelegere că nu există forțare decât la nivel mental. Adică să fiu obligată de cineva să fac ceva sau eu să oblig pe altul și atunci eu nu i-am obligat și atunci înțeleg că nu sunt vinovată. E doar o consecință, ce li s-a întâmplat e o consecință a evenimentului în sine, ce și-au asumat, să zicem că sunt niște riscuri. Spune dacă sunt entități care s-au atașat de câmpul tău energetic pe acest canal al vinovăției sau durerii, dacă le percepi. Atașat, dar nu, cum să spun, nu în totalitatea câmpului meu, nu total. Dar fapt exact ca niște lipitori sau ca niște pe care le-am dezlipit sau pot să le dezlipesc. Adică în sensul că nu e ceva permanent. De exemplu, în jurul câmpului meu, câmpul meu energetic e ca o, să spunem, ca o membrană care, de care se lipesc în unele puncte anumite entități, câmpul altor entități. Dar în momentul în care îmi cresc vibrația sau trec prin anumite evenimente sau conștientizări, ele se dezlipesc de mine. Că nu văd ceva permanent. Nu vezi ceva. Care este mecanismul prin care se dezlipesc? Pentru partea conștientă. Să explici.
Creșterea de vibrație. Creșterea vibrației se produce prin generozitate, prin blândețe față de sine, față de alții, prin blândețe, răbdare, înțelegere a altora. Pentru că atunci când ai răbdare cu un alt om și îl înțelegi și îl asculți și încerci să-l ajuți, dar încerci să-l ajuți dintr-un punct de, să spun, de naturalețe, de aș întâlni, să spun, necondiționată, nu-i ceri ceva în schimb, nu te aștepți la ceva. Și simplu simți că așa simți, știi, e ceva natural să-l ajuți pe omul ăla. Prin orice, prin îi oferi ceva sau îi dai un sfat sau îl ascult sau, nu știu, îi arăți o altă perspectivă. Chiar și când împărtășești ceva din experiența ta și îl ajută pe el, atunci se crește vibrația și nu știu, aura ta are o altă intensitate, o altă vibrație și cele entități nu mai susțin câmpul tău, nu mai așa se dezlipe, să zic. De fapt, se îndepărtează, pleacă ele, pentru că nu mai pot sta. Bun. Spune-mi dacă mai este altceva de accesat ca și informație, de conștientizat sau transformat? În legătură cu aceste suflete? Aha. Nu, asta trebuia să, la această conștientizare trebuia în primul rând să ajung, restul se transformă reciproc, se influențează reciproc. Vreau să înțeleg că eu nu sunt responsabilă de alte suflete. Că nu trebuie să-mi asum nici mental această responsabilitate pentru alte suflete, ci doar pentru mine însumi. Că nu pot să-i forțez și bineînțeles că nici alții nu mă pot forța. Forțare înseamnă orice. Înseamnă șantaj, înseamnă emoțional, înseamnă poate în fizic ceva, știi, orice. Bun. Toate aceste informații le-ai transmis și acestor suflete? Și mai departe, inconștientul colectiv? Din câte văd eu, da. Nu știu, mă simt liniștită. Nu mai îmi simt inima într-o menghină. Nu mai sunt în capătul celălalt al mesei, nu mai trebuie să stau departe. Nu mă mai feresc de mine însămi. Adică pot să spun, să văd chipul, cum arăta acel bărbat, eu, Andrew. Adică eu mă transform pe mai multe linii, în mai multe vieți. Nu mă mai ascund. Pentru că nu am pentru ce să mă ascund. Nu susțin că sunt, să zic, vreo sfântă sau fără de greșeală. Dacă nu mai mă identific cu rolul de victimă sau de salvator sau de abuzator, nu înseamnă că nu fug de responsabilitate, ci că nu
forțez lucrurile, nu-mi forțez viețile. Nu-mi forțez propriile planuri și nici pe ale altora. Nu mă găsesc vinovată de felul în care un om găsește, interpretează ce spun eu. Asta este un alt mesaj, o altă lecție pentru partea conștientă, să nu-și asume felul în care un alt om înțelege ce și acționează în urma a ce ea îi transmite, verbal sau non-verbal. Atât timp cât intenția este curată, bună, ce face omul cu acea informație sau cu ce dăruiește ea, este responsabilitatea lui. Responsabilitatea ei este doar să fie sinceră față de sine, să nu se forțeze, să nu se ascundă, să nu-și pună măști. Adică chiar și rolurile pe care le jucăm noi oamenii trebuie asumate, trebuie jucate dintr-un punct de autenticitate, de respect, de curiozitate, de experimentare. Joci un rol de mamă nu ca să te vindești pe tine, ci pentru a te bucura și a oferi. Primești darul acesta de a putea, de a fi un canal prin care viața se manifestă, dai viață unui al suflet, dar și te bucuri și ești curios și ai intenția să experimentezi. Dar nu folosești acel suflet ca să-ți vindești tu niște răni. Ca exemplu, știi, a fost asta. Sau în relația de cuplu. Nu folosești acel bărbat pentru a atinge tu o fericire sau a avea anumite satisfacții, să-ți satisface go-ul sau să obții niște bunuri materiale sau... Acestea sunt doar niște, să le numim, bonusuri sau materializarea în fizic a unor idei, a unor dorințe. Altfel, relațiile sunt menite pentru a crește împreună, pentru a învăța unii de alții. Dar dacă îți asumi orice rol, trebuie să-l duci până la capăt, să-l... Asta înseamnă să te asumi, să fii sincer în ce faci. Bun. Și este ok să te răzgândești. Adică e ok să... Astăzi să vrei să joci și să joci rolul ăla și la un moment dat, nu știu, într-o relație să spui... Vreau să fac o schimbare, nu neapărat să schimbi partenerul, dar să schimbi ceva, să schimbi, poate să schimbi rolul, dinamica, nu e nimic rușinos în asta, e important să fii sincer în ce față de tine. În primul rând, să știi ce vrei, să știi ce ai nevoie, să te analizezi, abia apoi să îl analizezi pe celălalt sau să-l observi. Să-i spui ce nevoie ai, fără a crede că el își citește gândurile și că el are vreo responsabilitate față de tine și că... Nu, el nu are responsabilitate doar față de el însuți, la fel cum tu ai. Asta e tema centrală, responsabilitate față de sine. Bun. Și respect și răbdare și blândețe față de sine și în relație. Bine. Spune-mi dacă acele suflete au plecat.
Așa. Ce să zicem că da. Spune-mi acum, Carmen, despre relația cu fiicele tale. Cum o vezi? Păi nu știu din ce direcție să mă uit, că... Adică pot să văd... Să o văd din mai multe puncte. Bun, spune-mi, cum vezi această... Hai să ne uităm întâi la relația cu fiica ta cea mare. Și spune-mi cum vezi această relație din punctul tău. E ca un, ca un, o împletitură care nu e strânsă, știi, nu e nodată, nu e ceva fix. E ca o, sunt din loc în loc în împletitura asta niște, ca niște bucle așa prin care cel puțin în punctul ăsta ei îi place să se... sau vrea sau înțelege să se miște. Adică ea... ea are propriile ei... propriul ei fel de a mă simți pe mine și pe alții. Din punctul meu de vedere, eu sunt lângă ea. Eu mă simt lângă ea. Este mental și emoțional deopotrivă. Este ceva ce ești pregătită să accesezi ca și informație, să transformi în această relație, să integrezi? Nu mi vine nimic în particular decât ce am spus că trebuie să aplic și să înțeleg pentru toate relațiile cu ea sau cu cealaltă fiică. Bun. Vezi ceva în mod particular cu cealaltă fiică? Ideea este că față de ambele simt iubire, doar că ele sunt diferite și atunci comportamentul meu față de fiecare trebuie să fie, să se adapteze. Eu să mă adaptez la fiecare în moduri diferite, să le tratez în mod unic. Adică, ok, eu sunt aceeași ca persoană, ca suflet și joc rol de mamă pentru ambele, dar același rol trebuie jucat, adaptat la persoana în sine. Bun. Adică ce aplic la una nu se aplică la alta. Să vedem legătura cu fostul tău soț, de care ai divorțat cu greu în Norvegia. Spune-mi dacă în această relație este ceva ce poți accesa ca și informație, conștientiza, transforma, integra. Orice atac energetic care vine dinspre el, trimis conștient sau inconștient, din viața asta sau din alte vieți, din alte puncte spre mine, nu mă atinge, nu mă afectează. Nu mă mai afectează.
Asta văd și asta trebuie să știu. Asta trebuie să, în această informație trebuie să aibă încredere mentalul meu, partea mea conștientă. Această relație este închisă? Da, rolul nostru s-a încheiat unul față de altul în acest punct. Bine. Spune-mi acum care era originea blocajului tău financiar. O neîncredere în propriile mele forțe. Adică nu era o încredere totală. O neîncredere cumva în subconștient. Un program că nu merit chiar atât de mult. Cum te simți acum? Fără bariere în jurul meu. Pot să mă mișc liber în orice direcție. Pot să mă bucur și de flux material. Pentru că știu că ofer. Și pentru că nu mă aștept să primesc fix de la acele persoane sau doar dintr-o anumită activitate sau doar dintr-o anumită parte. Și că a fi, a avea parte de abundență materială sau de stabilitate financiară nu înseamnă doar câți bani am în cont, ci stilul de viață, oamenii de lângă mine și ce vine din toate părțile și toate formele, serviciile pe care le ofer și care mi se oferă, schimbul acesta între mine și alți oameni. Spune. Până la urmă nu suntem aici să strângem bani. Când murim, nu, satisfacția nu e din câți bani am făcut, ci din ce experiențe am reușit să, de ce experiență am reușit să avem parte și să ne bucurăm folosind într-adevăr și bani. Ce să spun? Tu, în ultimii 3 ani, tu ai citit, ai studiat despre hipnoză, psihometrie, bioenergie, ești atrasă de aceste domenii, iar mai nou de aromoterapie. Ce vrei să-i transmiți părții conștiente în legătură cu aceste domenii, dacă aceste direcții sunt potrivite? Din fiecare se învață și orice este în acord cu intuiția, cu simțirea ta, orice nu este forțat și îți face bine și vezi că face bine și celor din jurul tău atunci când aplici, este binevenit, este benefic. Totul stă în intenție, intenția de a experimenta, intenția de a învăța, intenția de a dărui din ce ai înțeles, din ce ai integrat tu. Orice idee, orice proiect pe care îl faci cu bucurie și în care pui încredere, are șanse de succes. De unde această atracție recentă către a crea lumânări cu uleiuri esențiale?
Se dezvoltă acest clar simț al mirosului, al aromelor, al ca o conectare cu propria esență și cu alte esențe. Fie ele oameni sau plante. Bun. Care e motivul pentru care nu ai reușit să ai o casă până în acest punct? Că ea este într-o mișcare, eu sunt într-o mișcare, într-o continuă mișcare, într-o căutare. În punctul în care se va stabili într-un fel, în care își va alege o anumită ocupație din toate acestea, chiar dacă ea înglobează mai multe tehnici, în punctul în care se va stabiliza emoțional și în relația cu partenerul actual, atunci se va putea materializa și acel, să zicem, acea casă, în fizic. Vorbește-mi despre relația cu partenerul actual. Și el este într-o căutare, poate vizibil, poate nu atât de vizibilă ca ea, de sine, de ca un sens. Și ea la nivel subtil înțelege asta și îi dă voi, facilitează această, cum să zic, căutare, acest drum, acest ritm. E ca o înțelegere, ca în momentul în care și el se va stabiliza și se sprijină reciproc. Nu e ceva fix, știi? Nici o relație nu e de altfel fixă, dar nu e ca și cum au făcut un pact, să spună, noi rămânem împreună. Dar în punctul acesta, în acea direcție, într-o direcție comună, un drum comun se îndreaptă ei. Care este motivul pentru care v-ați întâlnit? E ca au anticipat punctul în care ambii se vor regăsi pe sine și au ales să fie împreună în acel punct. Fiindcă au mai fost împreună, bineînțeles, dar prin momente mai neplăcute, prin relații mai tensionate și atunci ei au anticipat cumva, au mișcat lucrurile din două direcții pentru a se întâlni și a merge pe aceeași direcție din acel punct. Deocamdată nu s-au întâlnit total, pentru că și el, ți-am spus, mai e într-o căutare, dar se apropie acel punct pe care îl vor simți. Acum? Cu partea subliminală. Bun. Spune-mi dacă doresc să transmiți informațiile tale tuturor celor care doresc să le primească. Bineînțeles. Pe această cale și prin conștiința mea în orice punct. Și un gând bun e o transmitere de informații. Îmi spuneai despre această perioadă
înainte, după 2018, în care încheiem, dezlegăm, închidem contracte? Adică înainte înseamnă, nu știu, poate și mai bine de 100 de ani în fața, nu, mai târziu în viitor și peste 100 de ani. E așa o... Cum vezi tu această perioadă? Cum, ce schimbări, ce transformări vezi? Că toți trecem, sau majoritatea trecem, noi oamenii trecem prin aceste schimbări. Ca, sunt ca niște încheieri, parcă ne încheiem cicluri. Vezi ceva diferit în această perioadă față de acum 2000 de ani? Dar parcă e un acord între noi toți, sau parcă au existat, sau există anumite conștiințe, anumite suflete care au transmis această informație că este timpul, este cazul să se încheie un ciclu, să înceapă altul, altul fără, cum spuneam eu, fără, printre altele, și fără legăminte, fără contracte, fără nevoia aceasta de a ne forța, ne lega unii de alții în felul acesta. Dă mai multe detalii despre acest nou ciclu. E o era în care se experimentează cu adevărat liber. În care, nu știu cum să-ți spun, parcă e o singură realitate pentru toți. Adică sunt forme diferite de viață, dar parcă e ceva unic, parcă în sensul unitar. Adică energia respectivă e constantă pe toate, în toate formele de viață, pe toate nivelele, dimensiunile. Nu mai există aceste discrepanțe și diferențe de frecvențe. Nu mai există foarte jos și foarte sus, ci o constantă, un echilibru. Și deși există, ți-am spus, nu știu, omul și umanoidul sau reptilianul, nu, singura diferență e în formă, dar nu în conștiință, nu în intenție. Nu mai au diferitele entități sau suflete intenția sau intenția de a-l folosi pe celălalt. Și nu mai au nici această... Nu mai cunosc pericolul, nu mai au noțiunea de pericol. Și atunci nu mai au nevoie să se apere. Nu mai au noțiunea de supraviețuire. Frica de moarte sau de extinția speciei, de dispariție. Și atunci nu mai forțează nici pe sine, nici pe celălalt. Abuzează nici pe sine, nici pe celălalt. Nu mai văd aceste programe sau acest triunghi al aceste roluri de salvator sau de victimă sau de abuzator. Ori sunt transformate, ori au dispărut. De că nu le văd în acea era. Mm.
și o altă ordine, un alt, cum să spun, o structură, un echilibru între sisteme, între forme de viață, între dimensiuni. De fapt, nu știu dacă mai sunt dimensiuni, să zic așa, delimitate, ci una singură, de aceea tot vine de noțiunea de univers sau realitate unică, unică, unitară. Nu înțeleg nicio așa foarte bine. Cam așa. Văd. Cum vezi acest proces prin care ai trecut? Primul lucru care mi-a venit a fost ca o mostră a ce e acolo, în ce îmi descriam, ce am descris, ca un preambul, ca o pregătire sau ca o, da, o mostră, ca un model a ce continuăm să facem pe mai multe planuri, din mai multe direcții. Știi, nu e ca un început sau ca un sfârșit, ci e ca o verigă dintr-un lanț de schimbări și de experimentări. E un doar o parte din proces. Care este motivul pentru care ai ales o sesiune de hipnoză regresivă pentru acest proces? Unește mai bine veri sau facilitează mie să ajung să conectez mai multe, reconectez mai multe astfel de verici. Eu să mă conectez la ele și apoi să le lipesc, să le conectez unele de altele. Verigile astea fiind vieți, experiențe sau relații. Este altceva ce doresc să accesez ca și informație și să conștientizezi în acest punct. Dacă lanțul vieții sau existenței noastre ca suflet, la fel ca și ADN-ul nostru se transformă într-o continuă transformare, eu ca individ sunt într-o continuă transformare, ADN-ul meu se transformă, anumite părți se activează, de aici creșterea simțurilor extrasenzoriale, că de fapt așa le vedem noi, de fapt ele sunt naturale în tuturor, sunt normale. La fel și experiențele mele se unesc, se leagă. Nu știu, altceva. Important este pentru mine că simt că fac parte din tot. Din acest lanț, nu, că nu sunt o verigă desprinsă sau izolată sau blocată, ci sunt în flux, sunt în viață, sunt în parte din tot. Doresc să las și un mesaj părții conștiente.
Când se așează confuzia în minte, respiră. Abandonează-te proprii simțiri. A te arunca în gol în tine înseamnă, de fapt, a te conecta cu inima ta și a respira în inimă, a fi în tine, a-ți accesa propria energie. Și de acolo se liniștește mintea și se transformă, se dizolvă programe mentale însușite inevitabil de la părinți, societate, oameni în general și de la o viață la alta. Subconștientul sau corpul mental nu sunt inamicii tăi, nu sunt dușmanul, nu e, trebuie să te ferești. E doar tu să-ți folosești mintea, să nu lași mintea sau alte programe adoptate dintr-un motiv sau altul să te conducă pe tine. Nu se trăiește sub momentul impulsului, ci prin intuiție, prin inimă, dar cu discernământ, folosind mintea. Atât. Mai sunt curățări pe care le poți face în acest punct? Transformări în corpul mental, în corpul emoțional? Nu, acum nu, așa nu, neapărat. Mulțumim pentru acest proces, pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc, vă. Andreea, deconectează-te. Cum o vezi pe Carmen? Dansează. Și a intrat într-un, spune că a intrat într-un anume ritm, anumit ritm. Dansează step. Step. Așa o văd eu. Spune că s-a reconectat la un ritm interior, la un, nu știu, o anumită energie. Se simte în flux. Energică. La cât vibrează? Zice, în mintea mea nu mai sunt chimere, sunt nu știu cum să le numească, ca niște spirituși care jucăuși, știi? De fapt e imaginație, e spiritul ăsta de a crea. La 4.000. Cu ce corespunde? E voie bună, e încredere, e energie creatoare, are chef să creeze. Deci simt un flux de idei, de energie, așa, plimbându-se din cap, așa, rostogol prin tot corpul și de-abia aștept să și manifest și sper să mențin energia asta și spiritul ăsta cât mai mult. Cum îi vezi corpul energetic pentru verificare? E așa, nu știu cum să spun, într-un vortex de lumini, de nuanțe așa strălucitoare. Bine. E pregătită să încheiem această sesiune? Și poate deschide un portal, poate și un rit de step.
Ne-și. Luăm la revedere. Deschideți și tu un portal. Deconectează-te acum de tot și de toate. Liberează-te de orice rezidu energetic din această sesiune număr de la 1 la 3 și tu te întorci în timpul prezent. 1. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor, îți simți corpul liber și ușor, te simți bine și o senzație minunată de liniște și de pace curge prin tot corpul tău. 2. Îți ridici frecvențele la valoarea ideală și simți cum corpul tău se încarcă cu forță și energie și te simți bine, liberă, energică, puternică, odihnită, entuziastă. 3. Ești prezentă aici și acum. Carmen, poți activa microfonul? Mă auzi? Da. Cum te simți? Super! Deci a fost... M-am regăsit total, de 100% în tot ce s-a zis. Da, 3 relații, 3, da, copii. Eu știam doar, știam doar de 2 și... Da, așa, da, Miruna, deci, și Miruna când a ajuns în Scoția, a spus, aici este locul în care aș vrea să trăiesc. Deci s-a simțit și în vara asta am fost în Anglia de 2 ori, deci m-am întors în România, iar am aterizat în Anglia, am fost în Scoția și în Norvegia. N-am știut că ați fost și în Scoția și în Anglia anul ăsta. Și am steagul Norvegiei și al Scoției pe geaca mea. Deci le-am găsit în Scoția și când am ajuns în Scoția, pur și simplu am simțit că sunt acasă, iar Miruna a zis, iar apropo de steps, deci asta e, mi se pare cea mai... haioasă. Miruna făcea în Anglia, ei place baletul și ca să fac, așa era la școală, ca să facă balet trebuia să facă și step. Și ei m-ai plinut, s-a îngrășat un pic și zic, dar mie nu-mi place să fac step. Și zic, păi, și eu ce vrei să fac, dacă așa era singura școală de balet din zona respectivă. Mm-hmm. Și de câte ori se ducea la balet, ieșea cu acel step o... Deci nu-i plăcea deloc și acum nu mai face step. Faci nu mai vrea. Faci tu, da. Da. Da, foarte. Deci perfect. Da, când am fost la școala de, apropo de 3, într-adevăr, acest 3 s-a repetat și când am fost în Anglia și am fost admisă la interviu la, când am luat interviu la școala de hipnoză la cursul de 3 ani atunci, 3 ani, facultatea se numea Trinitatea. Da, deci e ceva, se tot repeta la tine, de 3 ori, de 3 ori, exact. 3 relații, 3 da. Persoane, 3 lecții. Da, și într-adevăr, da, este perfect, deci totul se potrivește perfect. Deci, iar copacul, într-adevăr, eu în meditații mi-am pus un copac în inima mea. În meditații, că când mă conectez la inima mea, acolo este un copac. Da, și probabil explozia aia a fi fost un ceva, un moment de, nu știu cum, n-am știut cum să le explic, da. Că inclusiv, vedeam cum exploda deci, inima. Am înțeles, inclusiv norii, inclusiv aruncat un gol în interiorul tău, deci toate au căpătat sens. Bine, ele s-au clarificat, cel puțin după ce am trimis punctele, au început să vină informațiile, puncte da. Care s-au schimbat și le-am... Ana, le-am trimis și le-am... Pentru că primeam informația și nu mai deveneau... Vreau să știu altceva, pentru că... Da, tu, după ce ai trimis inițial punctele, ai urmărit mai multe sesiuni, ai trecut prin niște da. Transformări și atunci da. Nu... Deci, au fost sesiuni la care aveam senzația că erau pentru mine. Deci, așa... Acesta este și motivul pentru care le publicăm, pentru că sunt persoane care fac deja transformări doar uitându-se la sesiuni. Da. Și ceea ce s-a întâmplat și cu tine. Adică a fost o mare diferență între primele puncte pe care mi le-ai da. Trimis și punctele pe care mi le-ai trimis aseară. Aseară. Da. Mulțumesc
foarte, foarte mult pentru ajutor. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc. Mulțumim mult și noi pentru accesul la aceste informații. Încă ceva, când am vorbit noi în acele 15 minute, în momentul în care am vorbit cu tine, simțeam un vortex aici, deasupra, și în momentul când am spus psihometrie și bioenergie, mi s-au încins mâinile. Da. Deci trebuie să mă hotărăsc care din ele. În funcție de cum simți, acolo da, unde îți pui da. Intenția. Da. Dar la oricare te oprești, oricum mă aduci și din celelalte. Asta este intenția mea, ca din tot ceea ce am învățat, din tot, să fiu, cum să zic, un tot frumos, complet, să ofer, când ofer un serviciu, să-l ofer cu o bună, cu o paletă largă, ca să zic, o viziune de ansamblu și să pot să... Să adaptezi, cum ai spus tu, da, adaptezi la fiicele tale, adaptezi da, și... Chiar ele sunt total diferite, dar... Este o bună lecție pentru tine. Da. Da. Te adaptezi la fiecare și îți manifesti iubirea. Nici nu chiar ar trebui să învăț, deci am citit ceva lecții de parenting. Cu Andreea a fost mai ușor și întotdeauna am simțit exact foarte mult sprijin, poate ei de mititică. A fost în momentele cheie și în toți este. Și Miruna la fel. E diferit. E o conexiune, dar foarte frumoasă între noi. Bine, da. Spune-ne dacă vrei să publici sesiunea. Da, clar. Da. Mulțumim încă o dată pentru acest proces, pentru informații. Mulțumesc, Andreea. Am să întrerup aici înregistrarea, dar o să vă rog să mai rămâneți online. Da. La revedere. La revedere și o zi bună. La revedere, pa, pa. Mulțumesc la fel.